Misterele istoriei românilor. Episodul 10. Un voievod român asasinat de Vasile Alexandri, despot Vodă. Un material de George Hodorogea. Despot versus despotism. Despotismul este o formă de guvernământ în care o singură entitate conduce cu putere absolută un stat, o națiune. Acea entitate poate fi un individ sau poate fi un grup. Cuvântul despotism înseamnă a conduce în maniera unui despot și nu se referă neapărat la un singur despot, adică un individ. Cuvântul despot Provine din cuvântul grecesc despotes, care înseamnă stăpân sau cel cu putere, și a fost folosit pentru o varietate largă de titluri și poziții. A fost utilizat pentru a descrie puterea nelimitată a faraonilor din Egipt. A fost adoptat de curtea bizantină ca titlu nobiliar. Folosit de conducătorii statelor vasale Bizanțului și adoptat ca titlu al împăraților bizantini. Prin urmare, cuvântul despot are înțelesuri și interpretări diferite în anumite perioade istorice, și nu poate fi încorporat într-o singură definiție. Acesta este similar cu titlurile grecești Basileus și Autocrator. Care alături de despot au fost utilizate de mai multe ori pentru a descrie totul, de la un simplu șef de trib până la regi și împărați. File de cronică Un aventurier la curțile europene Despot vodă, de fapt Ioan Iacob Heraclid sau Iacob Heraclide. 1511-1563. A fost domn al Moldovei în perioada 18 noiembrie 1561, 5 noiembrie 1563. De origine greacă, s-a născut în anul 1511 pe insula Creta, după unii istorici Samos, unde tatăl său era marinar. A intrat de tânăr în slujba unui nobil grec, Iacob Heraclide, care purta titlul de despot de Samos și paros. Acesta i-a dat și o temeinică educație prin dascălul Ioan Lascaris, de la care a învățat filozofia și literatura. Mai târziu, pe patul de moarte. Nobilul grec îl numește moștenitor al său. Punând mâna pe hârtiile tatălui său adoptiv, s-a dat drept fiul legitim al acestuia, luându-i numele și câștigă folosind documentele fostului său stăpân și drepturile acestuia, respectiv de a purta titlul de principe. Anul 1547 îl găsește în sudul Franței, la universitatea din Montpellier, sub numele de Jacob de Marchetti. Aici a început să studieze medicina, ceea ce presupunea cunoașterea limbilor greacă și latină. Istoricul Leon Clavius îl descrie ca un bărbat frumos la înfățișare, un mare de stat, vânjos și cu draci în corp. Acolo l-a cunoscut pe marele botanist francez Charles de Lecluse, care relatează că Iacob s-ar fi căsătorit discret cu văduva unui prieten al său, numită Gillette d'André, care avea deja un copil de 2-3 ani. Într-o zi, peste copil a căzut un dulap, omorându -l. Autoritățile din Montpellier l-au acuzat de crimă și l-au condamnat în lipsă, întrucât Iacob dispăruse din oraș. A reapărut mai târziu la curtea regelui Henri al II-lea și a participat în rândurile armatei franceze la lupta pentru recucerirea orașului Metz, deținut de armatele lui Carol al V-lea. Conform relatărilor aceluiași Charles de Lecluse, în 1553, însă, se întâlnește cu un fost coleg de la Montpellier, pe care, crezând că acesta cunoștea istoria petrecută acolo, Iacob îl ucide. După acest incident, Iacob părăsește Franța și intră sub comanda contelui Günther de Schwarzburg în armata lui Carol al V-lea. Care a înfruntat armata franceză la Ronti în 1554. Rănit, a petrecut mai multe luni la Anvers, unde a redactat în limba latină o scriere referitoare la evenimentele militare la care luase parte. În anul 1555, Iacob a fost investit de Carol al V-lea, cavaler și conte palatin, iar arborele său genealogic a fost legalizat de Cancelaria Aulică. În virtutea titlului de conte palatin, Iacob avea dreptul de a acorda oficiul de notar, să promoveze doctori și să acorde titlul de poet laureat. De asemenea, datorită titlului primit, Heraclidul a fost acceptat și în societatea secretă palatină. După înfrângerea lui Carol la Ronti, a trecut în Germania la Wittenberg, unde avea legături de prietenie cu Melancton și cu alți corifei ai reformei, susținută de Palatina fiind el însuși un aderent al doctrinelor protestante. Lupta pentru tronul Moldovei În 1556 a trecut în Danemarca, apoi în Suedia, Prusia, Polonia, după care pătrunde la curtea domnitorului Moldovei, Alexandru Lăpușneanul, cu a cărui soție, Ruxandra, pretindea că este în legături de rudenie. Având cu mult timp înainte ochii ațintiți către tronul Moldovei, despot Vodă a început să lucreze la demiterea lui Lăpușneanul, împrietenindu-se cu vornicul Moțoc, veșnicul conspirator. Uneltirile lui despot au ieșit curând la iveală și a fost silit să fugă în Transilvania, la Brașov. Urmărit de Lăpușneanul, se retrage la nobilul polon Albert Laschi, pe domeniul acestuia din Slovacia, și l-a convins pe acesta să îl ajute să ia tronul Moldovei. Laschi își pune amanet domeniile pentru 10.000 de galbeni, cu care îl împrumută pe despot și îi recomandă ca oamenii de arme care ar putea să îl ajute în acțiunea sa pe un secui Anton Zecheli, și pe un francez din Burgundia, Russell, Cu ajutorul acestora și al capitanului Ferenc Zai, din Casa, despot încearcă scoaterea lui Lăpușneanul de la domnie. Prima lui încercare este zădărnicită de polonezi, față de care Lăpușneanul era în raport de vasal credincios, adică aliat. După ce câștigă și ajutorul împăratului Ferdinand, reușește să îl înfrângă pe Lăpușneanul la Verbia, în 10 noiembrie 1561, și urcă pe tronul Moldovei. O scurtă domnie plină de evenimente Ajuns pe tron, despot ia numele de Ioan Vodă și își asigură grația sultanului turc prin urcarea tributului la 50.000 de scuzi, precum și protecția ambasadorului Franței. În curând, se ceartă cu Ioan Sigismund, principele Transilvaniei, prin pretenția de a-i se restitui cetățile Ciceul și cetatea de Baltă foste posesiuni ale domnilor Moldovei, de asemenea și cu fostul aliat Laschi. Aceștia, la rândul lor, îl acuză pe despot la sultan că ar urma o veche înțelegere cu Ferdinand. Despot îl tratează ca trădător pe Laschi, care se aliase cu hatmanul cazacilor, Visnovieschi, pentru detonarea lui Eraclid. Pe de altă parte, țara era nemulțumită, mai ales că propaganda protestantă protejată de despot, în serviciul căreia pusese și școala înființată de el la cotnari, deranja așezămintele bisericii ortodoxe, respectiv clerul. Popii erau supărați și pe faptul că li se reduseseră banii și averile, folosite de despot pentru crearea de școli, în special cea de la Cotnari. Criza a fost agravată și de decizia lui despot de a bate monedă, pentru care s-a folosit aurul și argintul bisericilor prin emiterea primului taler moldovenesc, după sistemul monetar occidental. Mari boieri se supăraseră și ei, fiindcă despot îi forțase cumva să se europenizeze îi dezbrăcase de caftane și turbane, îi silise să se îmbrace europenește. Încercările lui Iacob Eraclidul, despot vodă, de altfel foarte lăudabile, de a reforma moravurile decăzute ale țării, marginalizarea boierilor prin aducerea de consilieri străini și împovărarea poporului cu noi impozite, i-au grăbit căderea. În fruntea nemulțumirilor s-a pus hatmanul Ștefan Tomșa. Amenințat din toate părțile, despot se refugiază în Suceava, iar după un asediu de trei luni, este silit să deschidă porțile lui Tomșa. Despot moare lovit de buzduganul lui Tomșa la 5 noiembrie 1563, după care trupul său a fost decapitat iar capul său împăiat a fost trimis la Constantinopol. Mormântul grecului În calendar 1916 Viena, dr. Ștefan Kokzinski, ruda episcopului Teoctist Blajevici, a identificat locul unde se află sicriul cu osemintele lui despot. Lângă grădina mănăstirii din Suceava, Într-un vechi cimitir a descoperit mormântul domnitorului. Pe capacul sicriului se găsea o inscripție în limba latină. Iohannes Iacobus Heraclides Basilicus Despota Dominus Regni Moldavie Ingratitudine Nefada Proditus Miserime Trucidatus Interit Nonis Novembris Recviescat in Pace în traducere, principele regesc Ioan Iacob Heraclidul, despotul, domnitorul Moldovei, sfârșește prin infamă recunoștință și trădare, omorât în mod de tot lamentabil la 9 noiembrie 1563. Odihnească-se în pace. Scola latina de la Cotnari Iacob Heraclidul, a înființat în septembrie 1562, când a sosit savantul Somer la Cotnari, o școală de latină, Scola Latina, și nu o academie, cum s-a crezut mult timp. Această Scola Latina de la Cotnari a fost pusă sub conducerea unor boieri tineri și cărturari. Ioan Somer, autorul de mai târziu al biografiei lui Despot, ne povestește că despot în peregrinările sale a locuit în 1533 în casa celebrului profesor și umanist german Philip Melancton, pe numele adevărat Schwarzerd din Wittenberg, pe care și l-a apropiat mult. Când despot a înființat scola latina, a creat și o bibliotecă de curte, gândindu-se și la înființarea unei academii, idee care până la urmă a rămas numai în stare de proiect. El l-a rugat pe Melanchthon să-i trimită oameni învățați. L-a cerut pe George Joachim Reticus, profesor de matematici la Wittenberg și Cracovia, aderent al ideilor lui Copernic, și cel care a tipărit opera marelui astronom. Despot i-a mai cerut lui Melancton să îl trimită și pe propriul său ginere, Caspar Pauser, care a fost profesor de matematică la Wittenberg, între anii 1554 și 1559. Scola latina de la Cotnari a lui Despot a avut gradul de colegiu, gimnaziu și nu de academie, sinonim cu universitate. Johannes Somerus, Ioan Somer, în cartea sa Vita Iocobi de Spote Moldavorum, după ce expune viața lui despot, încheie cu 15 elegii intitulate Declade Moldavica, adică Prăpădul din Moldova descriind luptele interne pentru putere, lupte ce măcinau economia și așa șubrezită și sărăceau poporul apt mereu la răzmeriță, un popor needucat și tiranizat. O domnie scurtă, dar care a consemnat primii pași făcuți de un principat al Moldovei în direcția europenizării, a modernizării, și asta datorită unui despot cărturar, asasinat, moral, degeaba de literatura românească, în speță de Bardul de la Mircești, Vasile Alexandrii. O viață tumultoasă cu părți atât negative, dar și pozitive. O viață și un nume care ar trebui reconsiderat, atât de către literatură, dar mai ales de către istoriografie. În mod firesc, viața lui despot se încadrează aproape perfect în morala acelor timpuri de mult apuse. Ați vizionat un documentar realizat după un material de George Hodorogea.